Spălăriile au produs schimbări istorice în modă și în economie. Fabrica de la Timișoara avea renume mondial și era recunoscută pentru piesele de calitate produse. Așa au ajuns spălăriile bănățene din păr de iepure și lână de oaie să fie purtate de oameni din toate colțurile lumii. Paltim înseamnă tradiție. S-a înființat ca afacere de familie, mai apoi a fost transformată în societate pe acțiuni, iar în perioada comunistă a fost o întreprindere de reper în industria românească. După Revoluție, imediat s-a privatizat, iar la foarte scurt timp a fost desființată. În zilele noastre se demolează. Din atelier de manufactură s-a transformat într-o mică uzină, care în anul 1896 producea încălțăminte și pălării pentru armata austro-ungară. Fabrica a supraviețuit războaielor, a fost chiar înfloritoare în perioada interbelică, iar după naționalizare și până în 1989 a funcționat la capacitate maximă. Aceasta a fost epoca de glorie, ne mărturisea acum câțiva ani fostul director. Exportam, cum să vă spun eu, în foarte bine. Ca să le iau din Orient, din Yemenul de Nord, Yemenul de Sud, Liban, Libia, Iordania, Irak, Egipt, Siria și să vin în Europa, Italia, Austria, Germania, Anglia, Franța. Am relații foarte bune aveam cu Iugoslavia, cu fabrica de pălării de la Zrenjanin. A fost perioada în care pălăria era un element definitoriu al ținutei și al personalității, atunci când la Timișoara se scria istorie și se inventa prima mașinărie pentru berete și băști, un utilaj care funcționează și astăzi în toată lumea. Declinul fabricii a început în anii 90, odată cu vânzarea acțiunilor. Aproape orice timișorean care trece acum pe lângă grămezile de molos din centrul orașului cunoaște istoria fabricii. Mama a lucrat aici și unchiul. Păcat, mai pălăriile, acum mai... Ce mai urmează acum să demoleze? Era singura fabrică de pălării din țară și se produceau din lână, deci erau pălării de clasă. Era marfă de calitate și chiar și din păr de iepure, țin minte că se făceau pălării și se export. Până la demolare, imobilele au stat 15 ani în ruină, clădirile s-au degradat, iar acum noul dezvoltator are planuri mărețe. Conform proiectului, zona va fi transformată într-un ansamblu modern cu clădiri de birouri și apartamente.